Salutare, dragi prieteni, și astăzi să vedem ce face tati. Ba, tati, ce faci? Tati, unde știi că sunt aici? Mai surprins în flagrant. Te-a urmărit pe camere. Stătea cu unii în pat și supraveghea orice mișcare. Dar ia uite ce căsuță are tati aici. Ce faci tati aici? Specialități de Crăciun. Ți-ai deschis afumătoare? Da. Și arată-ne și nouă ce pregătești tu. Dă-ne și nouă să gustăm, nu-i așa, mama? Nu m-ați ajutat. Nu te-a ajutat fetița ta? Fetița mea m-a ajutat. Vrei tati să guști? Da. Hai să te apropii. Când e mușchiuleță. Hai să scoatem. Da? Încerc să stai atât de aici, când îți vedem mușchiuleță. Îți spui dacă îți place. Cum e? Delicioasă. Îmi dai și mie? Da. Da? Mulțumesc. Tati, dă-mi și mie. Nu, mulțumim. Nu ne-ai ajutat. Uite, am văzut, băi, deci când am spălat afumătoare, deci am preparat carnea. Am spălat pe data viitoare. Măcar, spune-ne și nouă procedeul. Ce se întâmplă aici? Prezintă-ne afumătoare. Acum pregătim carnea să pună la afumătoare. Fetița mea mă va ajuta. Maria, dă-mi te rog de aici, din dată. Asta e carnea lui Maria. De fapt, șunca lui Maria. Dă-mi tot o bucățică de șuncă, să o pregătim de afumat. Vezi că pui rufele la uscat? Și în pungile de la fereastră ce ai? Nu puteți să spune toate secretele din primul serial. În episoadele următoare ne arătați. Tu știi ce este? Ia să scrii abonați în comentarii ce credeai că e acolo. Dar cui afumăm noi carne? La cine se abonează. La cine se abonează. Știi ce ai putea să faci un concurs? O bucată de șuncă sau o bucată de mușchi? Uite, să știi că abonatul tău, Marian, în fiecare săptămână mă întreabă când mai faci concurs. Și am promis că facem săptămâna asta și am uitat. Facem, trebuie să facem săptămâna asta, că e Crăciunul. Da. Și aici pui doar sub sau poți să pui și jos carne? Zici că e o căsuță asta, mă, o cușcă de căței. Na? Și ce sunt astea? Pompi? Pompi de aer? Sau ne prezentați într-un alt episod? Nu putem să dăm toate detaliile. Această căsuță... Căsuța de care am spus noi anterior că au costat destul de mult. Mami a fost de acord să cumpere asta? Da? Ce zicea mami? Că costă prea mult bani. Așa am zis eu? Da. Nu recunosc. Ba da! Maria, dar tu mai știi ce era în hala asta aici? Ce era? Atelierul. Da, cred că ai făcut vlog, parcă ai făcut vlog cu noul atelier. Am
ajutat frumos? Da, așa este. Ce zici, Măriuc? Și aici trebuie setate în funcție de temperatură, în funcție de sortimentul pe care la fum. Uite, zici că te vezi în oglindă. Și afumătoarea de unde ați cumpărat-o? Nu mai știi? Maria, să-i zic că mă ajută lucrul. Cum? Aproape s-a umplut. Ce le stau pui jos? Să dăm adresa? Poate rămânem fără șuncă peste noapte. Cât durează procedeul? Două zile. O oră jumate. Care spune adevărul? Ce? Care spune adevărul, tu sau tati? Două zile. Nu mai știe fundă, nici să mai știe. Da, face. Nu mai ajută nici. Alte costuri suplimentare? Nu, ne-a primit doar două. Ne-a primit Bianca Vlog? Le-a cumpărat? Oh! Fetița ta te-a divulgat. Ți-a divulgat secretul. Maria. Cel mai mare hoț. Se dă cum bat, după cum bate vântul. Ce să agățăm cu el? La bucătăria ta? Okay, și-a luat tati aici un sac de sare. Ia. Da, ai avut dreptate, așa e. Într-o zi ne face așa tati un vlog în care prezinți tot procesul de afumare. Detalii? La mami? Da, mami. Îl convingi pe tata să ne divulge toate secretele? Nu? De ce? Dacă vine cineva la noapte să are gardul și ne fură aici bunătățile preparate? A, tati în cuie? Hopa! Opa! Ce-am descoperit aici pe ceșucă? Cum? Păi cum eu am găsit și eu tot? Șoriciul e preferatul vostru? Păi da, eu deja cum, dar nu să te lua pe tine sau pe aia. Iată și bunătăți. Cât șorici! Șoriș pus cu usturoi și mai bun. Mai tati. Oala de șorici. Bătaie pe șorici. Ai reușit? Da. Acum pune tava. Ia tava de la tati.
ați avut. În vlogul următor arăți toate secretele. Astăzi îi faci doar curioși, că altfel nu se mai abonează la vlogul tău. Vă pup, papa, ne vedem în vlogul următor. Rămâneți și vă abonați la canalul Maria. Pa, pa! Pupici cu sclipici!